Pe 5 octombrie, în întreaga lume, se sărbătorește Ziua Mondială a Educației. În România, această zi va fi marcată în mod diferit în fiecare județ. Primăria municipiului Ploiești va decerna titlul Elevul Anului și Profesorul Anului în cadrul unui eveniment deja consacrat. Elevii din Giurgiu nu vor avea cursuri, iar cadrele didactice vor stabili împreună cu conducerile școlilor programele pe care le vor avea cu copiii, pentru această zi fiind recomandate activități educative și recreative. În județul Călăraș, elevii din învățământul preuniversitar vor participa la dezbateri și activități culturale. Pentru profesorii și elevii din București, luni nu se fac cursuri. Ziua Mondială a Educației va fi sărbătorită prin zi liberă. La Târgoviște, programul specific Zilei Educației se stabilește de către fiecare director pentru școala pe care o conduce. Cum vor decurge orele de luni pentru elevii dâmbovițeni, rămâne de văzut.